Ai vrut vreodată să te desparți de mine? Da. M-ai înșelat în toți acești 2 ani de zile de când suntem. Ai vrea să facem un copil? Ai flirtat cu alt băiat de când suntem împreună? Hai, frate! Gata! Serios! Și la asta! Pentru că e așa! Frate, e important! Ai vrea să facem un copil? Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou vlog super, super, mega plană. Astăzi suntem alături de iubita mea frumoasă. Și eu o să facem cel mai nebun vlog ever, așa că înainte să începem. Cea mai mare greșeală, vrei să zici? Nu cel mai nebun. Și o greșeală. Aoleu. Și o greșeală. Sunt pregătită să rămân fără mână. Înainte de a începe acest clip, nu uitați să bubuiți acolo, să-l rupeți, să-i faceți ce vreți, să-l distrugeți butonașul ăla de like, să facem acolo cât mai multe like-uri. Câte like-uri crezi că o să se strângă, bine? 50.000. 50.000 de like-uri? Da. Astăzi facem detectorul de minciuni, dar dacă se vor strânge 50.000 de like-uri, testul poligraf. Promitem solemn că o să facem și testul poligraf. Ești pregătită, iubirea mea? Am pregătit niște întrebări foarte, foarte spicy, foarte picante, așa că sper că ești pregătit. Păi și eu am pregătit. Ce ai pregătit? Da. Faci cine începe? Facem piatră, farfă, cărtie? Hai. Bine, hai. 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Hai, pleacă de aici! 3, 2, 1 și... Frate! 3, 2, 1 și... Hai, ce mai n-ai cum! Și ce mare n-ai! 3, 2, 1 și... Aaaa, deci știi de ce? Pentru că eu voiam să pun asta prima dată și m-am gândit și... Ai făcut-o, da, am înțeles. Deci eu pun întrebarea. Asta este... pun aici. Asta este detectorul nostru de minciuni, care poate fi setat pe 2 moduri, pe vibrații sau pe curentat. Ghiciți pe ce o să-l setăm astăzi. O să-l setăm pe curentat. De fiecare dată când acest apărățel o să simtă că ne-am dat mai așa că, sau că tremură mâna pentru că vrem să mințim sau așa, o să fim curentați. Hai să-l și pornim, ok, gata, pornit. Deci asta este pe modul de vibrații. Și gata, deci, nenorocite, ăsta, te lasă. Vreau să vă spun eu că până acum nu am încercat acest aparat, deci o să fie în exclusivitate. L-am rugat pe Antonio o oră înainte să filmăm, o oră în continuu l-am rugat să testăm, să văd care e feeling-ul, să nu mă sperie în vlog. Vreau să nu, facem vreau aici. Să fie autentic. Vreau să fie autentic și vreau să facem aici prima dată chestia asta, așa că eu o să mă risc primul. Ce m-am bucurit totuși. Am renunțat la chestiile astea să nu rămâne cu mâna aici să facem da. Mai ales că mă știți pe mine, știți cum reacționez eu, cum încep să țip ca nebuna, da. E dat la maxim. Da. Mi-e frică, e frate, dar mie oricum îmi tremură mâna acum. Hai că începem cu o întrebare ușoară. Zic eu okay. Că e ușoară. Ești gata? Da. Mă iubești? Da. Normal că te iubesc. Te curândat? Nu. De ce ai spus adevărul? Mamă, frățioare! Băi, frățioare, vezi că e mai așa ca la un test poligraf, că ăsta și te și curentează, adică o ți-o și ești. Da, da, da. Am zis că are! Ba da, ba da, am zis că încep cu o întrebare ușoară, că știam. Mi-e frică. M-ai înșelat în toți acești 2 ani de zile de când suntem împreună? Nu, nu, nu. Și chestiile astea aici și le simt. Și ideea e că mi-e frică că simt așa un fier și imediat parcă simt niște buricii, niște... Nu, nu pot să explic. Când o să ne curenteze, cred că o să fie vază rău de tot, sincer vă zic, sincer. Să vă pregătiți urechile la mine, vă anunț. Fai. Ai vrut vreodată să ne despărțim? Nu. Da, frate, vă sincer. Emoții, zâmbesc așa non-stop, deci non-stop. Bă, dar eu mă și concentrez, adică... Eu zâmbesc la mine, parcă nu pare adevărat nimic din ceea ce zic. Eu 50.000 de like-uri și vom face testul poligraf. Am crezut că zic 50.000 de euro. Deci toate aceste întrebări pe care le punem în acest test vom merge la un test poligraf autentic și vom reface vlogul ăsta dacă se strâng 50.000 de like-uri. Sau poate și cu întrebări și mai mișto, și mai picante, și dacă strângem 50.000 de like-uri. L-ai dat pe Hani pentru $1,000,000? Nu. Mă, e mai serioasă ca la mine? Ce am luat de anul? $1,000,000? Pentru niciun ban din lumea asta. $1,000,000, iubire. Niciun ban. Trebuia să zic 10. Da, mă crezi că nici n-am auzit ce sumă ai zis? N-ai zis l-ai dat pe Hani pentru? Nu. Regreți că ne-am luat apartament împreună? Nu. Am crezut că mă trezesc cu...
Uite cum îl vibrează. Eu chiar cred că, nu știu, are niște senzori. Da, are senzori, frate, pentru că eu chiar am răspuns sincer. Chiar dacă eu putea să ne ia. Dar oricum, vom putea să comparăm răspunsurile astea cu răspunsurile la testul poligraf. Dacă se stăm 50.000 de like. Hai, bagă! Hai, gata, mai emoții! Sper să nu fiu prima parentată, cred că mor dacă sunt prima parentată. Hai să vedem! Ai vrea să facem un copil peste 4-5 ani? Da! Ai vrea să facem un copil? Peste 4-5 ani! Asta. Cum dacă să nu meargă? E, și tu crezi în asta? Am mers până acum. Deci, strângem 50.000 de like-uri și îmi pui întrebarea asta la un test poligraf adevărat și o să vezi. Nu, deci tu nu vrei să faci acum un copil. Acum nu vreau să facem un copil împreună. Nu vrei vreau să facem peste un an? Vrei să facem un copil peste un an? Nu, iubire, peste 4-5 ani chiar da. Adică tu ai formulat foarte bine pentru că tu știi discuțiile noastre. Okay. Peste 4-5 ani, da, dar acum nu, suntem prea tineri. Să ne terminăm studiile, să... Okay, deci carieră, da, să... Peste 4-5 ani, da. Hai. Crezi că ai fi mai fericit fără mine? Nu. Ai stat așa un pic să te gândești. Reverentat? Te ustură, te atinge la suflet, Mamă, frățioare, m-a curentat pe vene până aici, ești nebun? Dar nu e adevărat! Deci ai fi mai fericit fără mine? Nu e adevărat! Da, bine! Nu e adevărat, nu e adevărat și tu știi asta. Bine, mă, ce facem de sub poligraf? Nu e adevărat și tu știi asta. Da, iubire, știu. Și că tu mă faci mai fericit. Ai renunțat la bani, mașină, tot pentru mine? Da. Tot ce ține de avere, da? Da, pentru că știu că aș putea să-i fac la loc cu tine. Corect. Nu a zis nimic nimic? Nu, a fost de... Mare iubirea... Vezi? O să zici și la poligraf același răspuns? Mă mai gândesc... Asta o să fie șmecheria. Mă mai gândesc până la testul poligraf. Pentru că la testul poligraf nu mai ai cum să dai, frățioare. Adică acolo e 100%. Adică ce vrei să zici, că aici am dat-o? Nu știu, hai să vedem. Ia pune mâna. Te deranjează când te pun să faci patul? Nu. Da, știu că... Ia să vedem. Da, pentru că știi că mie mi-e foarte... Depășesc problemele. Da, pentru că știe că mie mi-e foarte greu să fac patul, având în vedere că eu sunt mai scundă. El e foarte înalt și face o dată cu pătura așa și gata, s-a făcut tot patul. Eu trebuie să alerg din dreapta în stânga, în dreapta în stânga. Ce tare făcător de paturi. Da, chiar e. O să-mi fac o firmă de făcut paturi. Să mă contactați. Ai flirtat cu alt băiat de când suntem împreună? Nu. Nu? Nu. Dar ce ești așa mirea de parcă nu știi? Ok, bine. În relația cu mine, a existat vreo persoană care te-a făcut să te simți amenințat sau gelos? Nu. Ce faci pe masculul alfa? Vrei să-mi ascunzi? Nu mă curentat. M-a minț! Nu mă curentat. Frate, am văzut cum ți-a trezărit mâna. Te rog să pui în edit, mare zoom. Și de ce te ții de mâna cu? Hai! Gelozule mic! M-a curentat absolut deloc. Păi hai, pune tu acum. Hai! Ai fost vreodată geloasă pe altă fată? Nu. Aha, ia să vedem. Ce răspunde acum că e mama în stânga. Ai o părere bună despre părinții mei? Da. Aaaa! Da, e adevărat! Acest detector minte!
chiar am o părere. Aceste ciorminte! Aceste ciorminte! Dice, o părere ai urat despre părinții? Nu e adevărat! Foarte urât. Foarte. Ce părere ai, mami, despre ei? Eram sigură că minte tot. Mami, mergi la testul poligraf. Da, poligraf. 50.000 de like. Lupeți butonul de like ca să vedeți adevăratul răspuns. Cine e cel mai mult la noi? Normal. Dați like. Ia, deci mami, ia apărarea inclusiv când are dovadă aici. Ești invidioasă? Ai vrut vreodată să te desparți de mine? Da. Mamă, frățioare! Am vrut să văd dacă merge! Am vrut să văd dacă merge! Nu, că ai vrut să te desparți de mine? Nu, iubire. Nu. Am vrut să văd dacă merge! Chiar ai zis-o din tot sufletul, am văzut. Ce jucată e, mami! Zi-mi adevărat! Păi nu vezi că aparatul ți-a spus că nu, că minte? Zi-mi adevărat! I-a vrut să încerc... Mai contează ce-am zis sau nu, mi-a zis că mint! O dată în viața am fășesc nici răși ăsta mi-a arătat. Cum adică? Că mint! Am, iubire, cum vreau să mă cum reacționez! Chiar vreau să văd cum reacționează. Chiar am zis-o intenționat, pe bune vorbim. Chiar am zis-o intenționat să văd dacă minte sau nu. Vezi? Cu riscul de a mă curenta eu. Mamă, dar deci mi-a morțit mâna, deci mai pot să mă bag piciorușul. Piciorușul? Adică ai și un piciorușul și mi-l dă unul 70 doar piciorul. L-am mai și ținut gen mult atunci la chestia aia ca să nu vezi că acum mă curentez. Să aude porcăria asta. A, deci recunoști că ai vrut să faci pe macho man-ul. Nu recunoșteai că te-a făcut cineva gelos sau te-ai simțit amenințată? M-ai mințit vreodată doar ca să nu mă supăr? Da. Poftim? Adică m-ai mințit? E corect? Da, dacă m-a curentat. Păi și nu e de bine, trebuia să te curenteze. M-a curentat. Alo! Adică m-ai mințit ca să nu mă supăr? Da, normal, pentru că am vrut să te protejez, nu? Dar nu a fost o minciună mare. Știi adică bine că urăsc chestia asta. Mai bine am zis eu sunt genul de persoană care a să-i zici adevărul în față. Nu e adevărat. Cum adică nu e adevărat? Adică mă păcărești pe mine? De multe ori probabil s-a întâmplat un lucru și pentru că eram foarte tensionat, am ales mai mult să fac o mică minciunică, să deviez un pic de la subiect. De la o mică minciunică se transformă la mai mare. N-am funcționat asta. Ca să ne calmăm, să fim niște. Și poate după ce au trecut o zi, două, trei, patru, cinci, s-a spus adevărul. Da, nu știu dacă te mai crezi sau nu. Pune mâna să te întreb eu acum ceva. Ia, ha. În acest moment, ai vreun secret față de mine? Nu. Ești chestiunea de asta, ai număr? Băi, n-ai niciun secret față de mine? De ce? Știi tu că ți-a spus ceva? Promiți pe degețel că n-ai niciun secret față de mine? Da, nu, niciun secret. De ce crezi că ți-a spus ceva? Nu știu, probabil. Recunoști că relația cu mine ți-a adus un plus? Ca și artist? Ca și persoană da. Publică? Da, în tot, nu numai pe chestia asta, ci în viață. Am pupat pe toți, m-a făcut plăcere. Deci ți-a adus un plus faptul că ești cu mine? Pentru că ești o persoană specială și toată lumea are ceva de învățat de la tine. Ce drăguț, mulțumesc, iubire. Prank-urile pe care mi le faci sunt făcute cu rea intenție? Nu. Nu știu ce să zic. Divertisment. Divertisment toti. Totul e. Ia să vedem. Asta e chiar o întrebare la care sper să nu fiu dezamăgit. Îți place inelul tău de logodnă? Da, îl iubesc. Dacă mă curentează, îl bate, îl arunc pe geam. Mamă, s-a spart și cadrul, s-a rupt totul. Nu e bun, nu mă mai joc. Deci o porcărie. Pă bune, bebe, tu chiar crezi în chestia asta? Mergem la testul poligraf. Bine, ne supărăm de la o întrebare pe bune. Era o întrebare importantă. Adică tu chiar crezi în chestia asta? Mergem la testul poligraf. Este superb, e unic și este... Nefocuzat. De... Da. E cel mai frumos inel. Chiar eu, uite-te la el. Deci detectorul ăsta aduce scandal în casă, să știi. Cum să nu-mi placă mie inelul ăsta, care e cel mai de vis inel de logodnă pe care și-l poate dori vreo fată ever. Ai vorbit cu altă fată în timp ce erai împreună cu mine?
Da. Poftim? Cu mama. N-am mai băgat pe mama ta, că așa ai făcut mama. Într-alte. Frate, cu mama, cu hai, mama ta. Vrăjeala. Cu sora ta. No. Cu verișoarele tale. Păi stai puțin, știi la ce mă referam? Dacă ai vorbit cu altă fată în sensul ăla. Eu ți-am pus întrebarea corectă. Puteai să spui, ai flirtat cu o altă fată, nimic? Nu, păi și tu dacă ai vorbit cu altă fată? Am vorbit cu multe fete de când sunt împreună cu tine. Am vorbit cu o grămadă de fete. Mie nu mi se pare corect. De la rude până la prieteni, fete. Nu mai vreau, nu mai pot, mă doare rău. Pune mâna. Mă iubești? Da. Sincer? Da. Da, hai, frate, gata. Am pus, serios. Și la asta. Dar tu chiar așa. Mai pur. Frate, de ce râzi? Pentru că nu mai am, mi-a luat puterile. Mă, puieța, puterile. Nu mai zic, dar ce ai puteri, ești super erou. Serios, hai că... Nu vorbi ironic cu mine. Faci că te lingă de mine, sincer. Frate, vorbești ironic cu mine. Ai ceva la el sau chiar nu mă iubești? Mai bun o dată. Nu mai bun, mă doare română. Mă iubești? Da, cel mai mult din lumea mă asta. Mă iubești? Da. Serios? Serios? Nu spune că tu chiar crezi. Iubire. Până nu se fac 50.000 de lei, nu se mai dorm la noapte, mă jur. Nu mai pot, mă, dar omul ăla. Mă rog, eu mi-am apăsat punctul de la că mor. Nu mai știu. Iubire, mă un pic pe mâna, te rog, nu mai pot, te rog, apasă-mi. Ce faci? Mă face pe mână scumpul de el, dar tot supărat vrea să pară. Dar tu nu mă iubești dacă el a spus că... Ba da, iubirea mea, te iubesc foarte mult și tu știi asta. Ar trebui tu să știi chestia asta, nu să-ți arate un aparat dacă te iubesc sau nu. Și dacă ar fi testul poligraf, nu-ți arată un aparat dacă te iubesc sau nu. Ce simți tu și ce-ți arăt eu. Și tu știi că te iubesc. E adevărat că mă urmăreai înainte să ne cunoaștem? Da. Eu nu pe tine. Dar știi asta? Că am văzut Amsterdam prima dată. Aoleu, băi, frate, că de tare am curățat data asta! Mamă, na, ca să mai vezi și tu. Da, uite, ca să vezi că minte, pentru că tu mi-ai zis de când ne cunoșteam că tu mă urmăreai. Mamă, frățioare! Nu mă urmăreai? Ce? Ba, te urmăream! Păi și atunci de ce ai zis că minți? Nu știu. Nu te urmăream în fiecare zi. Nu știam ce postezi, dar știam de existența ta în mediul online. Nu te urmăream fiecare zi, probabil de aia, vezi? Deci, noi nu ne-am văzut întrebările unui celuilalt, dar nu vine să cred că de mult le cunoaștem. Noi mereu la teste de asta, gen, vrem să păstrăm autenticitatea și să nu știm întrebările. Deci, mă urmăreai înainte să fim împreună? Nu. Așa spune ea, așa a spus mereu. Dar să vedem ce spune aparatul, o dată pentru totdeauna. Misterul. Nu e bun, frate, dar nu vezi că nu mai la mine buzeie la fiecare întrebare. Dar cum să nu mă urmăre? Ba da, uite că el are dreptate. Știi că atunci când am avut noi a doua întâlnire, mi-ai spus tu că ai urmărit un clip de-al meu sau ceva în care nu știu ce s-a întâmplat ceva. Eu pentru prima dată am aflat de tine de la Amsterdam. Și după am mai văzut una, două clipuri. Și după mai urmări fiecare vlog în parte. Ba nu, încetează. Ai vrea tu. Hai. Mi-ai umblat vreodată în lucrurile personale fără să mă anunți ce în fără știrea mea? Nu. Așa deci. Ia zi, ai umblat prin lucrurile mele personale? Nu. Niciodată. Probabil s-a întâmplat să umblu, dar să caut ceva de-al meu, dar nu să umblu în lucrurile tale ca să-ți iau. Păi și fără știrea mea? Eu niciodată nu-ți umblu fără știrea ta. Pune-mă pe asta. Da, frate, e și normal. Am de vedere că stăm foarte mult timp împreună. Stăm împreună, adică the fuck. Crezi că viața ta fără mine ar fi mai tristă? Da. Ar fi mai tristă? Ar fi tristă fără mine? Da, că mă faci să râd mereu. Frate, ea te-a întrebat importantă. Nu mai vreau, îți pare rău. La tine a
a fost doar aia cu ai tăi care oricum nu s-a potrivit. Aaa, nu mai simt mâna. Frate, deci eu nu mai... Deci eu după nu ce e frate, nu e ce trebuie, lasă. Rupeți acolo butonașul de like ca să mergem la testul poligraf, pentru că aparatul ăsta efectiv mă urăște, nu e ce trebuie. Ba, e foarte ce trebuie. Ba, nu e. Ba, da. Ba, nu e. Guys, da? Cam acesta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonașul ăla de like, să facem 50.000 de like-uri, pentru că la 50.000 de like-uri facem testul poligraf cu iubita, cu cablul, cu fire, cu rebunicul de astea, cu șmecherii. Și nu uitați să vă abonați, pentru că următorul vlog va fi ceva forță rău de tot, o să vedeți. Așa că până data viitoare, v-am pupat! Mua! Mua!